Vă salut și bine ați revenit pe canalul meu. De câte ori n-ați pățit să fiți la dietă sau la un regim sau la un stil de alimentație un pic mai sănătos și să aveți poftă de fast food. Eu azi am poftă de KFC, mai exact de crispy strips de la KFC. Și pentru că știu că nu sunt chiar așa de sănătoase cele de la KFC, nu facem reclamă, dar să fim serioși, că toată lumea mănâncă de acolo, m-am gândit să preparăm o variantă mult mai sănătoasă, cu mult mai puține calorii. Haideți să ne apucăm să o preparăm și să vă arăt cât de ușor se prepară la noi acasă cel mai fraged crispy pe care îl puteți mânca. La acest preparat trebuie să urmărim două lucruri. Să fie foarte gustos, aromat și foarte fraged. Gustul îl vom da din condimente și textura foarte fragedă îl vom da din cea mai simplă metodă de a frăgezi o carne. Cei de la acest lanț de fast food frăgezesc puiul prin bites. Eu astăzi o să frăgezesc puiul mecanic pentru că este mult mai simplu și mult mai rapid. Nu vreau să dureze foarte mult rețeta, de aceea alegem cele mai eficiente metode. Eu o să frăgezesc puiul cu așa ceva astăzi. O am de puțin timp și am folosit-o de câteva ori și ajută foarte mult. Dacă nu aveți așa ceva, folosiți o furculiță și luați puiul la rând și îl înțepați peste tot. Prin această metodă o să frăgeziți destul de mult puiul și o să vă ajute foarte mult la textură. Azi o să folosesc pulpă de pui pentru că este mult mai suculentă după ce va fi gătită. Pieptul de pui se usucă destul de tare și trebuie să avem foarte mare grijă cu el, dacă nu se va usca. Folosiți pulpe de pui pentru că acestea au grăsime în ele și ne ajută foarte mult la frăgezire și la textură. Acum luăm pulpele și le înțepăm. Și aude, dacă sunteți atenți, cum se rup pur și simplu fibrele musculare. Cred că acesta este unul dintre secretele atunci când doriți să faceți acest crispy strips care se semene ca la fast food. Diferența foarte mare e că mulți când fac această rețetă acasă, nu frăgezesc carnea. Și o să rămână o carne un pic mai tare și automat nu se intre nici aroma condimentelor în pui, în carne. Am donat acum, tăiați la dimensiunile pe care le doriți. Eu o să fac fâșii la dimensiunea aceasta. Încă un lucru foarte important pe care nu vi l-am zis. Eu o să le fac în cuptor. Deci nu le prăjim în ulei, pentru că vor absorbi foarte mult ulei și, sincer să fiu, mie îmi plac mai mult la cuptor. Bucățile perfecte pentru pui. Acum să preparăm amestecul de făină cu condimente, pentru că prima dată puiul vom da prin făină cu aceste condimente, după aceea îl dăm prin ou și la final prin porumb, prin fulgi de porumb. Eu am aici făină și boia dulce. O să adaug praf de usturoi neapărat. Fulgi de chili, pentru că vreau să fie un pic mai picant. Sare, piper automat. Acestea două trebuie să le punem împreună, sunt nelipsite. Turmeric. Turmericul vă sfătuiesc să-l consumați foarte des pentru că este un antiinflamator foarte puternic. Așa că în regimul de viață, de zi cu zi, ar trebui să introduceți turmeric. Și un condiment pe care puțin îl folosesc la mâncare este scorțișoara. Un praf de scorțișoară peste aceste condimente o să ne dea acea aromă foarte gustoasă și bună. Totul e să nu exagerați, pentru că nu vrem să avem gust de scorțișoară, ea trebuie să ne dea o aromă la tot preparatul. Și amestecăm foarte, foarte bine.
luăm tot puiul și îl aruncăm în această făină cu condimente. Nu luăm fiecare pui în parte pentru că nu e nevoie. Trebuie să facem destul de rapid, nu trebuie să ne chinuim și să stăm 10 ore până preparăm ceva de mâncare. Am amestecat și ouăle. Avem porumbul, fulgi de porumb pe care i-am pisat. Puteți să-i pisați direct cu mâna sau i-ai băgat într-o pungă și îi bateți cu ceva. Și avem și puiul pe care l-am amestecat cu totul pentru că e mult mai ușor. Luăm fiecare bucată de pui, o dăm prin ou și prin porumb. În tavă puteți să le puneți foarte apropiate unele de altele pentru că ele se vor strânge un pic. Eu chiar încerc să le pun pe toate în această tavă ca să nu mai bag a doua serie. Vedem dacă ne reușește. Am terminat de pregătit puiul. Este gata. Acum urmează să lăsăm în cuptor la 220 de grade timp de 20-30 de minute. Eu o să le verific, să fiu sigur că sunt gata făcute și o să vă zic exact cât le-am lăsat. Puiul nostru este gata. L-am terminat. Este fierbinte momentan și a ieșit foarte bine. L-am ținut la cuptor 25 de minute, nu mai mult, pentru că dacă îl țineți mai mult se va usca foarte tare și nu o să mai fie bun de nimic. Între timp am făcut și sos de usturoi. Foarte simplu, v-am arătat și în alte clipuri. Dacă doriți să vă prezint rețeta, o să vă fac un clip foarte scurt și o să vă arăt exact cum îl prepar eu sau chiar 2-3 variante. Îl voi lua acum. Nu pe tavă. Am făcut usturoiul pentru că acest pui, din punctul meu de vedere, este imposibil să-l mâncați fără un sos de usturoi. Sos de smântână cu usturoi. Este un sos foarte simplu, foarte rapid și merge perfect cu aceste crispi de pui. Hai să încercăm și unul, pentru că l-am înțepat. El este foarte, foarte fragil, deci se rupe foarte ușor. La gust, foarte bun și se topește în gură. Deci atât de fragil a ajuns, folosind această metodă. Înțepăm puiul, dacă nu aveți niciun instrument pentru așa ceva, cu o furculiță înțepați puiul foarte, foarte des și o să aveți parte de un pui fraged, fraged. Cam aceasta a fost rețeta de astăzi, o rețetă simplă, gustoasă și cel mai important lucru pentru mine momentan este sănătoasă. Nu avem grăsimi foarte multe, eu n-am pus niciun pic de ulei pe pui, nici în sos, nici în tavă, n-am uns tava pentru că nu e nevoie. Pulpa de pui are destulă grăsime în ea încât să ne ajute să o gătim foarte bine și să nu mai folosim alte uleiuri. Dacă vă ajută cu ceva acest clip, abonați-vă la canal, apăsați butonul de like, mă ajută foarte mult să dezvolt acest canal și să creștem comunitatea din ce în ce mai mult. Ne vedem data viitoare cu alte rețete gustoase, simple și foarte ușor de preparat. La revedere!